grele de muncă au fost nedreptățite de această recalculare și vom vorbi și despre asta. Adrian Negrescu, prima întrebare este legată de acest preț enorm pe care România continuă să-l plătească pentru energie. Cel mai mare preț în trimestrul al treilea din toată Uniunea Europeană. În condițiile în care prețul energiei, acela, știți voi mai multe analiști economici, cel calculat de pe o zi pe alta, nu știu bine cum se numește, a început să scadă. Noi rămânem în continuare cu cel mai mare preț la energie. Și tocmai ne gândeam la scenariu foarte probabil în care prețul petrolului, al combustibilului, ar putea să explodeze din cauza războiului din Orientul Apropiat. Pe niciun candidat nu-l interesează povestea asta, pare incredibil. Da, în momentul de față chiar prețul petrolului crește cu 2,5%. Astăzi e deja la 75 de dolari pe baril, iar estimările pe care le-am văzut și eu pe agențiile internaționale merg până 80-80 și ceva de dolari pe baril în următoarele zile, dacă într-adevăr acest război din regiune se amplifică. Și atenție, foarte interesant ce a spus colegul dumneavoastră legat de oamenii care stau în fața ambasadei Tipan și cer. Ei, eu cred că Taromo acum lucrează la o ofertă promoțională, între ghilimele, pentru cei care vor să fie evacuați, adică o să încearcă să le ia niște bani, cum s-a întâmplat și la precedentul incident, anul trecut, despre care vorbeai și tu foarte bine, Laura, atunci când le-au cerut vreo 300 de euro de căciulă, îți amintești? Vor să fie evacuați. Exact. Da, dacă vor să fie evacuați din zona de război. Asta e România, încearcă să profite de orice situație pentru a face bani. În condițiile în care până și Bulgaria și-a scos cetățenii din Liban, că oamenii știu povestea asta, fiindcă sunt apropiate ambasadele. Da. Deci, iar legat de zona de energie, avem o piață disfuncțională în care, într-adevăr, toți speculanții s-au adunat aici, în zona asta a estului Europei, pentru că, din păcate, la noi nu funcționează regulile economiei de piață, prețul este plafonat și este plafonat la un tarif ireal raportat la ce se întâmplă în celelalte țări, motiv pentru care piața, în momentul de față, funcționează de pe o zi pe alta. Piața zilei următoare despre care vorbeai tu mai devreme acoperă în momentul de față aproape 40% din consumul de energie. Noi nu mai avem contracte pe termen mediu și lung, să spunem că uite, livrăm energie pentru anul viitor în toamnă și din această perspectivă, uite, ăsta este prețul. Nu, se cumpără energie de pe o zi pe alta, pentru că sunt foarte multe interese în piață ca prețurile să fie la un nivel maxim. Mai mult decât atât, firme nici nu le interesează la ce preț cumpără, pentru că statul le va deconta acel preț în limita plafonelor stabilite de autorități. Motiv pentru care tot noi pierdem, pentru că banii naștri din taxe și impozite se duc pe aceste compensări într-o piață disfuncțională cum este cea de energie. Păi bun, dar interes